ar trebui să meargă în închisoare Hans sau nu, pentru faptul, fapta care a făcut. Să fie mie bine sau din pătrână, să fac un sacrificiu, pentru doamna primar și un sacrificiu. Sunt unii care sunt plătiți pentru alta, asta, dar nu toți suntem plătiți pentru alta. Ok. Pauză. Adică a fost prea lungă introducere. Mm-hmm. Și cei care suntem practicanți, vrem ceva mai mult. Ce să aveți răbdare? Eu am. Dar v-am dat feedback-ul. Ok, mă bucur, știi dacă e negativ, dar v-am răspuns altcineva, chiar și este negativ, nu mă știu. Și de exemplu, trebuie să trată să-l la mine. Eu? Da. Nu, eu sunt mulțumită și îmi place, dar aștept tehnicile, tot așa. Foarte practică. Bine, nu bine, atunci haide să facem teoria legată cu practica, da? Deci mai degrabă partea de integrare și de acțiune, cum putem să facem acolo, cred că suntem interesați toți. Mm-hmm. Că restul le citim. Linkul care o să le dați cei care știți engleză, puteți să faceți și acel curs și vă recomand, online, da? În care foarte bine, sunt foarte pragmatic. Numai că eu sunt de opinie, așa gândesc eu. Deoseze mulți alții care gândesc altfel la mirul meu, omul trebuie să dea undița și nu pește. Degeaba e de aici numai pește. Eu pot să inventez o tehnică în momentul ăsta care nu a inventat-o nimeni, dacă înseamnă cu ceva. Ceva am dat pe CD, sunt o grămadă de tehnici pe care le puteți învăța și face, dar unele le-am inventat după loc. Am o dimineață m-am curat, dar băi, după ce mult timp am făcut practică și am studiat. Da? Deci părerea mea, faceți-vă, învățați principiul și undița, nu peștele. Nu faceți nimic cu peștele. L-ați mâncat odată și pe aia mai bun. Rea mea. Nu știu dacă mă înțelegeți. Trebuie să ajungeți la momentul în care tehnicile vi le faceți singuri. Dar bine, la început e bine să înveți. Așa. Ok. Opinia mea. Opinia mea. Da. Ok. Vorbim acum foarte teoretic și practic. De modelul psihosocial al tuberculozei, ce depresie sinucide. Se numește strain theory al Zoom. Cine are aspirații înalte în viață? Cine dintre dumneavoastră? Cine vrea să facă ceva? Nu știu, în carieră, în familie, să construiască un palat, nu știu, are aspirații foarte înalte. Vreți să ne faci cu ei? Aș vrea să știu mai multe discuții. Păi, mă cheamă Cezea Alexandra Florina. Am 20 de ani. Sunt în Universitatea Medicinei Generală. Sunt din Deva. Am venit la acest workshop pentru că sunt atrasă de medicina de urgență și de acordarea unui ajutor atât medical cât și psihologic. Am avut cursul de prim ajutor la care am participat și am vrut să văd și această parte de prim ajutor psihologic. Ce nu te-ai la școală? Aici? Nu. A cât ai fost cum ai intrat? Am intrat la taxă, pentru că eu inițial nu am vrut să vin la Sibiu. Am intrat la Cluj, acolo nu am intrat, problema timpului a fost la mine. Nu eu m-am înscris, părinții mei au venit și m-au înscris prin procură la Sibiu. Și am venit doar ca să dau un alt examen. Dar pentru că nu am intrat la Cluj, am spus că decât să ratez un an, prin 6 ani de medicină, de ce să stau un an acasă, când pot începe de acum. Și așa am început.
Și ce îți doriți să faci? Viitor, când îți faci? Ai mii sau? Bine. Care este simptomul? Opinia s-a schimbat. Opinia mea s-a schimbat. La început am vrut să fiu medic pediatru. Apoi am participat la o simpozion despre herniile de disc și am fost atrasă de partea de neurochirurgie și am vrut să învăț mai multe și cine știe, în funcție și de rezidenția, de note, aici nu este doar ceea ce dorești tu, ci și în funcție de noroc și în funcție de când muncești. Cam câte timp muncești tu pe zi? Pentru facultate, pentru viața ta privată? Și în cât timp, cât la sută de timp tău dedici distracțiilor, plăcerilor, sexului? Încerc să combin distracția cu învățatul. Până acum, până în liceu, era, bine, mai multă distracție. Apoi a venit admiterea, bacalaureatul. Nu mai trebuie să-l acum. Încerc să le combin, cum am spus, cam 4-5 ore în funcție de cursurile pe care le-am la facultate, de laboratoare, în funție de cât de greu. Cum se tipică? Așa tipică. Nu, deci în jur de 4 ore pe zi citesc, învăț. Așa, și restul? Și în rest, ascult muzică mai nouă decât sunt la facultate și încerc să mă relaxez, ascult muzică. Sau ies în oraș. Să te relaxezi pentru că ai stare, ești împrizată câteodată? Câteodată, da. Da, pentru că este cantitatea mare de, este volum mare de învățat. Și atunci încerc să iau pauză și ori mai ies pe gent, la un suc, ori ascult muzică. Ești mai singuratică sau că e cum? Nu stau la cămin și asta poate că mă face să nu fiu atât de, nu neapărat prietenoasă, dar stau în gazdă și încerc să le adun toate fetele, să ieșim, haideți la un suc, haideți. S-a întâmplat vreodată să vrei ceva, nu ai niște dorințe puternice, profesional și să fii dezamăgită că nu ai obținut ceea ce. Poate că admiterea la Cluj ar fi un exemplu. Mi-am dorit foarte mult Cluj, am fost axată pe Cluj, n-am vrut altă opțiune, Timișoara, nimic. Și pentru că nu am intrat, am fost dezamăgită o perioadă, dar apoi am conformat. Cum te-ai manifestat? Cum s-a manifestat dezamăgirea? Păi am plâns atunci, chiar am plâns. Dar... Erai ușor depresivă? Nu neapărat. Tristă, dar nu încât să ajungă depresie. Deci, după cum am simțit eu, Alexandra e o tipă care are aspirații destul de mari, da? Se vede că are nota 9, se simte vinovată că e la taxă, că nu dă bine, se spune mie că e la taxă, așa că cei de la taxă zic că ar fi mai împrăși decât aia de la taxă, nu e adevărat, așa. Și în același timp, a avut aspirații foarte înalte. Cluj, într-adevăr, e un nivel cel mai ridicat din țară, da? Și la psihologie și la medicină. Nu știu alte domenii, așa e. Străin teorie ce spune, da? Dar a făcut ceea ce a trebuit ea. Singură, nu știu, ne-a ajutat un psiholog. Dar în cazul nostru putem să ajutăm. Străin teorie spune, o persoană dintr-un anumit mediu. De unde spune fix și Alexandru? Indeva. Ok. De undeva dintr-un oraș provincial, destul de provincial, da? Un nivel cultural câteva, ce nivel cultural? Nu vreau să stânesc chestii naționaliste, dar nu e. E un oraș, am putut de multe pe acolo, da? Cluj, un oraș super așa și a țintit aici. Da? Asta e străin teoria citată acum. A țintit aici, n-a făcut nimica, da? Sau n-a făcut ce trebuia. Expoziția i-a căzut. Ei, sunt persoane care se sinucid, ajung la boli psihice, ajung la, dacă nu există mecanism de coping, dacă nu există suport social și multe altele care ea le-a avut, probabil, pot să se simt și sinucide. Am avut o pacientă care a dat de 11 ori la medicină, prin Ceaușescu, pentru că atunci e clar, extrem de greu, și locurile erau clar, nu se mai exact taxe sau toate, erau. Așa și care, trebuie foarte intelectuală, a făcut o
depresia tipică, nu? Și s-a concretizat dintr-o tulburare schizoafectivă, nu? A fost pacientele mea. Cum sunt legătoare? A avut mai multe tentative de sinucid. Suicid, nu? Deci, Alexandra așa a făcut. În schimb, ea ce a făcut? A avut un scop, da? Mai mare decât posibilitățile ei, la momentul ăsta. Nu știu, nu cred că n-ai fost în stare timp la, la prunci, în urmă, dar la momentul ăla nu aveai resursele necesare. Da? Oameni care au aspirații foarte mari, n-au resurse, ajung în frustrare și dezamăgire, depresie și se pot sinucide. Este modelul sociologic al bolii psihice, conform e citat acolo. Ei, ce a făcut ea? Puteam să fac, acum, dar n-a fost nevoie să fac, pentru că vreau să fac, dar n-a fost nevoie. Ei, ea a făcut. A găsit un alt scop mai mic. Nu așa înalt. Chestia asta se numește în engleză goal engagement și disengagement. Pe care rezultă alt goal mai slab. Mai ușor. E mai ușor la sfile, da? Faceți asta oricare în prim ajutor sau chiar în ședințe de psihoterapie. Când vedeți că unul e prea, țintește prea sus și n-are resurse, n-are și ajunge tot pe la spital din cauza că e așa. În momentul ăla găsim un scop, mai mic, da? Trebuie să facem asta. Asta e o tehnică deja. Deci, el vine cu un scop, îl ține, dar nu are resurse. Vezi, foarte clar, că nu e realist omul, da? Acum aș fi vrut să-l termin tehnica, dar nu era nevoie, că ai făcut singură. Te duci un singur la Sibiu. Da? Deci singură ți-a urmărit un scop mai pe putere de tare. La momentul ăsta, nu se mai poate, el reprimește asta, nu știu. Dar nu la momentul ăsta. Da? Mulți oameni ajung și au probleme și au crize, rapte, suicidare, când află că au avut, au investit foarte mult într-o pasiune, ceva, nu știu ce, au vrut să intre la facultate, de exemplu, cine știu, care țintești sus oricum, că ai de-aia e nouă, da? De-aia te-am ales. Ești fată cu minte care învăță și învață. Asta spune fata asta ta. Ok. Ați înțeles ceva din tehnica asta? Bine, dar asta poate fi și o distorsiune cognitivă. Deci, la un moment dat, când ajungi foarte clar tu să nu vezi între resursele tale, vedești condiții, nu, și nu te ajută nimeni și la 18 ani n-ai ajuns, că nu învață de nimeni așa ce să facă, dau cu capul și se rezultă două variațiuni. Variațiunea A, variațiunea B. Sau a treia în care vine mama, lasă că te ajută mama. Și altă... Așa e, toți avem distorsiune. Chiar și psihologia. Corect, avea, corect, da. Dar, la moartea este asta să ajungi să nu se recalibrezi în funcție de cât îndeplinești, cum îndeplinești, într-adevăr duci acolo, dar asta se poate învăța. Și la noi lipsește da, lucrul ăsta din școală. Da. Asta am psihoterapie pe termen lung. Prim ajutor, încerci să lucrezi cumva să mulțumești pe om, da? Încerci să mulțumești. Vrei să mai facem chestia asta, să încerc pe cineva, într-adevăr, să-l conving, că ceea ce vrei prea sus, nu? Și că n-ar fi rău să rea, dacă are cineva o chestie. Sau vă pot împărtăși o experiență personală. Cum alegeți voi? Care? Spune-ți din experiență. Eu foarte mult am avut timp, am vrut să fac doctoratul în străinătate și în România. Și când mă simțeam mai bine în străinătate și în România. Nu că eu nu avem resurse necesare, vedeți că am copii, am soție, am practica mea, trebuie să-mi creștim bani și avem parte. Nu am familie, nu sunt de bagata și am mai departe. Nu apelez la pilele mele, care le-am din plin, dar nu apelez la ele, pentru că așa au fost crescut de acasă, că eu nu merg pe intervenție. De care am încercat să dau doctoratul la nu știu câte universități, m-am fost și primit, dar au niște condiții, occidente, niște condiții care erau total dezavantajoase și îmi dădeam seama că n-am nicio șansă. România, astea, m-au fost foarte refuzat, inclusiv la Cluj, într-un mod foarte urât, de domnul Mitrea. N-am nicio problemă. N-am nicio problemă, că lucrurile sunt aranjate în România înainte, dar eu am scapat. Iar domnul Michael Stevens, care a văzut că prieten acum cu mine, prieten foarte bun și unul deosebit. A fost membru EPI, a fost președinte EPI, da. Așa, nu știu, psychology era președinte. Când eram eu așa, cam... Cum era Alexandru când l-a aplicat la Cluj?
Așa, am vorbit pe pescat, din urmă, Michael, fost 5 minute, un fizioterapeut și foarte bun. Așa. Fost 5 minute. Spuneți ce trapă, nu ne greșesc. Bun sunt. Am niște articole easy. Sunt capabil să fac acum un articol într-o lună, să mă pun, fac un articol, scriu mai bine decât oricare profesor. Exagerez. Dar, mă rog, bun, oricum. Am o ambiție extraordinară. Și pe aia îmi zice, băi, unu, ești idealist la momentul ăla. Ani, în urmă. Și doi, s-o spun în față, îmi zice, ce să vă ție doctorat? Dar ce faci tu cu doctorat? Eu am fost învățat acasă, rău că mediul social al meu, fiind oameni cu doctorat foarte mulți, cu minte, lectoare, așa că asta trebuie să fac eu în viață. Ei, și când am renunțat la ideea că nu mai vreau doctoratul, ci vreau să fac în practica mea să fac bun, mi-a mers numai bine. Acum am testul la Sibiu, goal engagement, goal disengagement. Deci, planning is mai... Când scopul este copingul activ, pe care o să vorbim, că copingul activ și copingul pasiv și o să facem tehnici, da? Când ești la copingul activ, dar scopul e extrem de mare, ne face ajută depresie, chiar să-i ucidere, da? Sociologic mai mult. Mediul din care provii, ție aspirația de acolo. Da? Și dacă vorbim de situații traumatizante, apropo de... Asta e o situație traumatizantă. Nu, vreau să vă dau un alt exemplu, unde lucrurile nu mai sunt chiar atâta de simplu cum le-ați prezentat, dacă vă chemă la altă facultate. Situația sportivilor profesioniști, care, normal că vor să ajungă pe cea mai mare culme valorică, plus că ei din asta își câștigă trai. Deci pentru ei este sursă de profesie. Ei asta învață să facă de mici. Și ajung, poate, la o anumită vârstă, după 20 și ceva de ani, și au un accident. Accident care se soldează, o operație, două, etc. Și văd că nu mai pot să intre pe teren. Nu mai pot să revin acolo. Pentru ei, trauma nu mai este la nivelul ăsta, am picat la facultate. Bine, dar e percepută, trauma e percepută la nivel de dezastru, creia ei. Știu. Dincolo se pune problema, poate că are copii, poate că are familie, poate că are, în fine. Acolo trauma e foarte greu de gestionat și de cel în cauză și de tine ca psiholog. Ce ați face în cazul ăsta? Vrea cineva să facă un joc de loc cu mine, să fie o persoană de genul ăsta și eu să încerc să ieri trauma. S-a întâmplat că nu mai poate. Să joace numai 400 de lucruri. Vrea cineva să vadă cum aș face eu ca să rog. Hai să vin eu. Sunt curioasă cum face și altcineva. Sunt curioasă cum face și altcineva. Nu de alta. Bună ziua, cum sunt pe tine? Ioana, sunt jucător de basket. M-am accidentat. Am început să merg pe teren și, din păcate, după primul meci, am avut o recidivă și am venit din nou la operație. Terapeutul îmi zice că lucrurile se văd ca bune. Medicul îmi spune că, de fapt, starea mea este una reală și nu mai am cum să zic. Dumneavoastră, cum o simțiți? Ce simțiți? Mă simt foarte revoltată, pentru că am impresia că cel care ar trebui să mă ajute nu o fac. Cine ar trebui? Kinetoterapeutul, la Irlanda. Acolo mă trimite echipa, acolo mă trimite managerul. El ce zice producător? Păi îmi zice că nu, problema psihică și de aia nu pe teren. Care e problema? Ce zice? Problema spune care? E o problemă reală, nici nu cred că are dreptul să spun așa ceva. Dar simplu nu-și face treaba. Pur și simplu nu mă mai ajută. Și nu să cum gândiți la lucrurile. Puteți să ajungeți pe teren și nu vă lasă ei sau... Cam cum? Fizic văd că nu pot să ajung pe teren. Nu mă gândesc așa, nu mă susține piciorul. Nu pot să stau în picioare. Mi se umplă piciorul, e o chestie vizibilă. Ok. Și cum vedeți viitorul?
Păi nu mai văd nici cum, adică am ajuns în situația în care eu văd. Hai, mă uit, acum o să fac două tehnici, da? Care o să vedeți și spui și cum se rezultate, da? Vedem care merge. Totul ce o să stați de simulat. Bun. Ați văzut filmul Superman? Nu. Nu? Și cine a fost Superman? Nu. Credeți că am timp să mă uit la film? Eu m-am zis că sunt tot timpul la antrenamente, fac asta la 5 ani. Da? Da. Pahale cu Superman a fost. Cine a fost Superman? A fost actorul din Superman. Ia pahale cu Superman. Să știți că nu cred în supereroi. Ai, de voi era un supereroi, nu contează. Dar el era un om simplu care juca film. Și înțelege situația în care... Înțeleg foarte bine. Foarte bine. Păi am bine că și dumneavoastră faceți la fel. Mă luați cu Superman, chiar nu am întâlnit Superman. Ia ascultați-mi la mine. Vedeți că asta e cea mai mare revoluție care îi se poate întâmpla în meu? Să știți că lucrurile astea le-am gândit și eu, că nu e cea mai mare nenorocire. Însă, poate dumneavoastră că sunteți întregi și vă faceți profesie, o gândiți sub forma asta. Eu nu o gândesc așa. Știu că nu e cea mai mare nenorocire, m-am gândit că și puteam să mor. Dar poate în situația mea, apar n-am, dacă e cea mai... Și vi se pare normal să vă băietați așa ca o babă? Nu la baie, nu v-am zis problema, dar... Tot timpul vă băietați ca o babă. Să înțelegeți, să înțelegeți de vedere. Și exact așa acționează un sportiv sau un pacient dacă îl iei sub forma asta. Deci vă spun din stat. Exact asta este reacția. De acting out. Da, azi, și tu nu te faci nicio... Ba da, trebuie să faci și să fac tehnica până la capăt. Deci, nu, pentru că un sportiv profesionist, eu vă garantez din start, nu o să te lase să-ți faci nicio tehnică. Dacă ăla începe și zice, nu mă lua cu din ăstea, dacă îl iei în continuare cu din ăla, este afară pe ușă. Deci, a fost o simulare. Ăla îți plătește niște bani că vine la terapie la tine. Așa e, sunt și eu vă zic, am înțeles, până la urmă ajunge la unde este locul, la un terapeut. Ajunge la unul care ascultă. Acum ne recunoaștem și noi limitele. Dacă nu ține de noi, recomandăm o altă tehnică. Domnul. Psihodramă, nu stau în altele. Numai eu vă spun că exact aceasta este reacția celui care se află pe scaunul ăsta. Și era și la locul lui să nu are rost. Ok. Hai să le numim un pic, da? A fost ostilă, agresivă. În primul rând, eu n-am avut cum să stabilesc relația terapeutică, da? Care relație e mai importantă decât orice tehnică, da? N-am avut timp să stabilesc. N-am avut timp. Am fost la început. Au fost primele două minute, am încercat, da? Dar nu am avut efectiv timp să fac asta. Și dacă aveam timp, nu m-am apucat să dau cu tehnici din prima ședință, dar aici a fost ca să le urmăresc. Da. Am încercat cu Superman, este concentrarea pozitivă. Este una dintre tehnici din psihoterapia pozitivă, pe care o creștere a optimismului și, mă rog, exact body engagement și body engagement. Și anume, sunt mulți oameni care s-au uitat la actorul din Superman cu mare, și asta vreau să fac, dar a fost doar o stilă, dar și că așa e, probabil, așa sunt ei, dar și pentru că eu n-am avut timp să mă bag pe sub pielea lui să o să intru. N-am avut timp. Contează nu și setarea clientului, cea cu care contează foarte mult. Dacă vine să pareze tot, atunci... Nu poți acorda altfel oricine, asta e clar. Da? Deci, concentrarea pozitiv. Supermenul ăsta a avut un accident, era un tip mult drăguț, sex symbol, toată lumea îl vrea, cine a văzut filmul original, știe, mă știu cum îl cheau, că e autor. Așa, a ajuns în scaunul în rotile. Ce a făcut el? A căzut și el un pic în depresie, că nu mai putea să joace niciun rol de mare Superman. A jucat o grămadă de roluri foarte bune de om cu scaun de rotile. Și a devenit la fel de faimos ca actor, ca om de scaun de rotile. Nu mai putea să fie Superman, dar asta e. Deci, goal engagement, a găsit un scop pe măsura lui, poate a reușit. Asta e concentrarea pe pozitiv. Da? Și încercam să găsească pentru acest sportiv să fie arbitru. Să fie, nu știu, sunt șupte moduri care poți fi într-un, da? Să fie, nu te-ai gândit vreodată că ai putea fi, de exemplu, antrenor sau ar putea fi, ai putea ocupa orice, folosindu-ți experiența anterioară, de valorizare, poți fi un sportiv de performanță, da?
Dar nu m-am lăsat pentru că, într-adevăr, sunt unii foarte ostili. Dacă aveam timp cu două ședințe să fac ședința, să-i cânt în sumă cu asta, să mă bag în ea, dar numai așa, ca și cu mana, ca și fie acolo, fără să-l cred. Da? Atunci, da. Dar nu aveam timp. La asta și asta. Și atunci am apelat tehnica provocativă, care s-ar putea să funcționeze. Apropo de dumneavoastră, că n-a fost rolul chiar aia. Tehnica provocativă am încercat efectiv să fiu avocatul diavolului. Atenție, precauții mari aici, o să vorbim încă o dată la ea. Mă aliez cu partea negativă, îi găsesc defectele și fac mișto de el. Asta e o tehnică foarte ciudată. O să o fac, facem, dacă sunt chestii cunoscute, nu le facem și mai bine facem chestii cunoscute, necunoscute, da? Se numește Frank, cel care a dezvoltat această tehnică. Un exemplu, s-a dus la o depresivă, nu făcea nimic, a stat în pat. E foarte frumos, în primul ajutor psihologic. Foarte frumos. Pur și simplu te duci la el și îl faci, îl distrugi, pentru că de ce Jung a spus așa? Avem, nu știu să desenez prea bine, avem Yin și Yang, mă rog, ceva de genul ăsta, da? Avem umbra și partea luminoasă. Ei, în momentul în care eu atac asta, se activează asta. În momentul în care atac asta, se activează asta. Să vedeți că a fost un terapeut care, domnul exemplu, de exemplu, se tot zicea la o femeie care spunea că, păi, sunt o mamă de ea, am crescut, rău copii, sunt nu știu cum, sunt pe la, da, intrați în asta, știi? Ia-mă spirale. Spirala plinge. Și ăsta a venit și a început, da, vă zicem, s-a văzut ce rău vă purtați cu copii, nu chipuiesc așa ceva cum vă purtați dumneavoastră cu copiii dumneavoastră, nu știu ce părinte puteți fi. Apoi asta s-a trezit imediat în, cum vă permite să vorbiți așa cu mine? Imediat că sunt cu stima de sine. Imediat a devenit, da? Deci, atenție. Dar nu trebuie să mai complexe. Okay. Următoarea este familiile psihopatogene și emoții exprimate. Facem și aici o tehnică. Da? Asta ca să vedem un pic de teorie vis-a-vis de prim ajutor. Vreau să mai vorbesc despre teoria conservării resurselor al Hopfel, care spune faptul că persoanele fără resurse financiare, în comunitate, în sociale, adică fără resurse de timp, de energie, de așa mai departe, sunt foarte vulnerabile și au frecvent crize din acestea și ele mereu au nevoie de primul ajutor psihologic, fizic, de multe ori. Sunt persoane, nu știu, cine lucrează pe ambulanță sau au fost cineva care lucrează, da? Așa? Sunt persoane care sunt abonați la ambulanță. Deci, ăia sunt persoane care în viața unor pe altă ambulanță și sunt persoane care tot timpul au ceva. Da? De obicei sunt cu tulbură de personalitate, apropo de ce am vorbit de mulți, care trebuie să-i ajuți tot timpul pe lui. Așa? Dar nu trebuie să nici să nu-i ajuți. E ciudat. Să nu e mai după ce spune. Așa și el. Sunt cei care au resurse slabe. Da? De obicei, persoane de mie rom, oamenii cu probleme psihice anterioare și așa mai departe, oamenii săraci, da? Ei, oricum când au un șoc, e mult mai puternic pentru ei și se le fac mult mai greu și au nevoie de noi. Bun, vreau să mai discutăm numai despre diviziunea tripartită a creierului după Mogin. Chiar dacă suntem psihologi mulți, trebuie să știm și medicină și chiar dacă suntem medicină, să știm și psihologie. Asta e convingerea mea. Deci aici creierul neomamalian, asta e ceea ce avem noi, oameni. Da? Aici avem un creier paleomamalian, care l-au și mamiferele. Da? Și avem creierul reptilian. Emoțiile puternice, stresul, neurotransmițătorii, hormonii care se activează în situații de criză, fac ca această parte, cam așa, inclusiv paleomamalian, de doctor, să fie hipoxie, să nu fie hrănit, să nu fie... Și atunci omul devine un animal. Omul devine un animal. Nu mai vorbim cu un... Contează foarte mult informația asta. Și vis-a-vis de etică, și vis-a-vis de intervenție, și vis-a-vis de orice, și de diagnoză.
Dacă îl vezi că nu mai e rațional, că el nu mai e capabil să facă ia decizii, pentru că cognitiv nu mai e unul, și doi, afectele alea, cum să zic, afectele, ceea ce predomine la el, păi nu pot eu să mă apuc să zic, dar ce faci, dar știi că uite ce frumos afară, soare, frumos, bucură-te de zi, ce să se bucure ăla? Ați văzut omul în criză? Cine a văzut omul în criză de genul ăsta? Mă bucur. Da? Deci, mare greșeală aici, orice te a picat, nu te-a pus să vorbești rațional cu ăsta. După a doua ședință, că primul ajutor se oprește întotdeauna intervenția de criză, poate să manileze câteva ședințe. Da? După aia poți să încerci să vezi ce acolo și să încerci să-l îndrepti către și serviciile care trebuie specializate. Da? Ok. Ce am vorbit mai devreme, teoria lui Lazarus, s-a vorbit deja despre ea. Da? Pentru un om o chestie provocativă plăcută, pentru un om e un dezastru. Da? Nu mai discutăm despre asta. Vorbim un pic despre teoria lui Maslow. Da? Pe care cred că toată lumea o știe. Și o să o facem într-o tehnică mai târziu. Da? Ok. Aici sunt o grămadă de mecanisme care trebuie citite, trebuie învățate, mecanismele transcripției psihice din DSM sunt cele, sunt mecanismele de apărare lui Freud. Da? Nu mai discutăm despre Freud. Ok. Și acum trecem direct la tehnici și o să vă mai dau din teorie când simt că trebuie să vă dau. Bine? Ok. Stabilirea unui contact potrivit. Asta e primul lucru pe care îl facem, da? Stabilirea unui contact potrivit. Poate pentru psihologi sunt chestii cunoscute pentru medici sau cei care sunt de medicină, nu. Aș vrea să am... să mai vină un voluntar, se pare? Iunia? Respirația simultană a fost demonstrat experimental. În momentul când respiri simultan, în momentul în care respiri simultan cu cel din fața ta, se creează o rezonanță afectivă mult mare și tu poți să mult mai bine să-l influențezi pozitiv. Da? Ok. Cum fac eu asta? Nu poți, dar tu să vezi, dar... Da? Artificial un pic este să încerci efectiv să... Eu vorbesc cu tine. Așa e bine. Numele meu este Iunia și am întâmplat exoasă de 2 ani. Și am explicat să ceva și pe cuiva, deoarece am simptome de zi de zi. Și mă opresc în a lua decizii, m-am plăcut învățat, am probleme și cu relații interfamiliare și cu colegii și la locul de muncă. Și... Spune că nu mă despreți. Da. Am observat că în ceea ce lucrez, trebuie să gândesc acel lucru de 20 de ori, că poate ar trebui să acționez mai rapid. Și ajungem cu tot foarte tare, deoarece îl trebuie să luăm acțiunea pe care trebuie să o fac pacientului. Și mi se poate greu. Și la învățat am observat că nu mai pot concentra. Deci și persoana nu poți nici asta? Da. Și am observat mai mult de jumătate de ori, nu pot concentra prin lucru. Asta m-a dus la scăderea notelor. Și în relațiile cu oamenii, mulți cred că mă răsfăț, că m-am izolat mult de ceilalți din jurul meu. Și nu înțeleg de multe ori simptomele mele, că am de multe palpitații, transpir brusc, nu pot respira, deschid geamul iarna și este genul. Și nu o să înțeleg după acesta. Ok, scurt. Părerea mea este, nu? Faci ce vrei, nu sfat, doar poți să fiu un lucru tău, mă aș odihni și mă aș distra un pic. Pentru că nu e bine. Crede-mă că nu e bine. Ok, stai eu pe aceea. Cât de apropiat te simți de mine? Afectiv. Nu ce-am vorbit, nu cognitiv. Afectiv. Pe scala de la 0 la 100, așa. Undeva la 70. Ok.
discuția cât posibilă, trebuie să am atenția și la ce spune, dar și la respirație. Și am reușit de câteva ori. Efectiv am respirat în timp ce respira ea. Și eu simțeam că atunci când respir împreună cu ea, sunt mai aproape de ea. Deci eu trebuie foarte bine de stabilirea contactului. Atenție, se exersează. Și nu o facem artificial, dar o faci doar artificial, nu știu dacă o ții mare lucru. De multe ori când ești cu adevărat în contact, la un moment dat se întâmplă, dacă vă dau o temă, să observați oamenii care sunt într-un contact bun, să vă uitați la respirația, să vedeți cât de sincronă e. Fără să vrea neapărat. Noi o facem un pic artificial, da? Da? Ok. Atingerea. Acum o să dau un pic de teorie, dar foarte scurt. Da? Atingerea. Un om în stare de criză, în stare de șoc, regresează la nivel de copil. Da? Atingerea e primul lucru care ne, când ajungem pe lume. Da? Și e undeva în subconștient. Există mecanismele care fac să nu facem bine. O tehnică de prim ajutor, este pur și simplu atingere. Și acum aș vrea să, iară, să facem un exercițiu. Să mă atingeți și să vă spun ce simt. Bine, simt confort. Mă nu mai așteptam. Că e prea tare. Emoțional, ce simți? Te sunt. Ok. Dar acum? Mult mai lejer. Am simțit cum se reduce presiunea. Ce simți afectiv? Atingere. Nu știu. Cum pasă. Uite că emoțional te ești. Ok. Mâna uneia sau mâna altuia nu e la fel. Da? O tehnică foarte bună, dar... O tehnică psihoterapeutică. Și de prim ajutor de stabilire a contactului și de intervenție. Pur și simplu atingere. Vreau să vedeți cu CBT-ul și cu tehnicile și cu hipnozele și toate și până nu faci chestia asta câteodată. Da? Hai că zicem că nu e foarte important, toată lumea știe să îmbrățișeze, să sărute, să așa sper. Așa. Ok. Și vorbim despre muzicalitate, voce și setting-ul mental în care ești tu. Am putea să facem ca salvator și paramedical și medical. Contează mult setting-ul mental. Ce înseamnă setting-ul mental? Cât de bine ești tu ca persoană. Ok? Da? Câteodată nu ți-e bine la ajuns pe altul, dar câteodată s-ar putea să faci mai rău dacă nu ți-e bine ești. Muzicalitatea vocii. Da? Sunt persoane care ajută, primul ajutor psihologic. Și vreau să spuneți acum, o să fac mai multe voci. Da? Și să spuneți care, fie care vreți, spuneți, care va atinge pe dumneavoastră pe suflet. Da? Dar să vină un voluntar ca să, cu o problemă. Cine vrea să fie voluntar cu o problemă? Ce problemă? Eu sunt Cristian, sunt de la medicină în 2 și am o problemă de anxietate socială. Nu reușesc să mă adaptez în mediu, am subit de loc. Uf, săracă de tine! Aoleu! Ce pare rău de tine! Aoleu, ce pare rău de tine! Ok, Cristian. Cum e cu anxietate? Nu știu, se manifestă majoritatea timpului și îmi afectează și memoria și capacitatea de atenție, de învățare. Tu ești un băiat bun. Nu așa. Tu ești un băiat bun. Ok, să se vedeți. A fost un pic artificial, da? A fost în fața la tot, da? Muzicalitatea vocii care o are, da? Prima a fost exact cum se vorbește oltenește, da? Aoleu, aoleu, maică. Săracu de, da? La a doua a fost un pic mai înțelegător, da? Putea să continui pe diverse voci, da? Dar nu vreau decât să dau exemple, da? Cine vrea să exerseze asta? Muzicalitatea vocii. Și să o... Doi câte doi aici, avem două scaune.
Uite, iunia. Cu tine. Părul principal. Da. Da, fii atent. În prim ajutor, e problema de criză, da? Adică ești în perioada în care ți-a fost rău atunci. Și tu încearcă să schimbi, să dai un ton al vocii pe care o vezi în împărtoare care reacționează, da? Dar poți să reacționeze cum, nu? O să vezi un atac de panică, pentru că cu asta le gândesc. Da? O să faci ce vrei tu. Simt că nu mai e ceva din foarte tare și nu știu ce să fac. Iar ți s-a întâmplat asta? Cred că da. De 5 ani s-ar trebui și nu știu ce să fac. Mi se pare că este prea mult. Nu știu, dar nu mă pot opri, nu mă pot opri nici cum. Încerc să mă concentrez pe aceea și nu pot. N-am cum. Ba, nu știu dacă mai e scăpare. Deci ai folosit prima dată tehnica lui Frank, dar nu numai că tonul vocii, dar și și ce-ai spus a fost bine și așa, a fost concretă total așa. Iar a doua oară deja s-a îmbunat treaba, da? Ați observat, nu? Și te-a nimerit prima dată, nu? Știi? Ai devenit cooperantă ca să faci tehnica, da? Iar prima oară a încercat să te să activeze în tine partea sănătoasă. Dar nu te mai încorcești așa, da? Ales că te-a apucat râsul. Ok. Bun. Băi, clar, de asta, da? Asta se pot combina toate între ele, da? Și acum o să vă demonstrez o tehnică foarte bună de stabilire a contactului. Pentru că în situații de criză, oamenii sunt de multe ori cum... Ioana, cum a făcut ea, de multe ori sunt... Te resping, da? Vrei să le dea ajutorul, dar ei sunt aici, da? La mândlin, acolo, în partea sistemului limbic, ei nu mai gândesc la ceva. Și atunci, cum faci să ajungi să te apropii de ei? Nu poți decât... sunt o fel de cursuri, că faci că ești respectuos, că nu știu ce, și la cursul american care să le dau să faci online, lua și ei, uite acolo diplomă, cu credite, da? Acolo spune cum să faci, cum să vorbești, dar nu spune chestiile astea. De multe ori, în practică, omul îți dă una, cu tempă de aceea, bă, dacă și agresiv, tu vrei să mă ajuți, fii la aici, bă. Se întâmplă foarte des chestia asta. Na. Și atunci trebuie să ai tehnici astea de manipulare, zice eu, fel de manipulare pozitivă. Na? Care e tehnica de bază a psihoterapiei? Cine știe? Tot se poate, majoritatea psihoterapeutilor. Că au fost și până acum de 10 ori. Care e tehnica de bază? În manualul belgean se pare că e cam singura tehnică, manualul de cruce roșie. Tehnica universală a psihoterapeutului. Să fie de acolo cu pacientul. Dacă din cap și... Validarea, da? Non-verbală. Cine nu știe să facă și vrea să încerce acum și o să-i dea un feedback sau voi să-i dați feedback? Ați văzut la mine cum fac. Asta este lumea, nu știu, alții fac. Unii sunt chiar enervați. Copilul meu, la un moment dat, mă plictisem, n-am timp de el și nu vreau să-l ascult și zic și mă ocup de alte chestii. Și zic, ce mai ai? Nu mă asculti. E cineva care vrea să o exerseze, să primească un feedback? Ok. Deci, tehnica de bază, se exersează. Atenție cea mare, artificialitatea e percepută, cum a perceput-o și copilul meu, de oricine, ba chiar criticată, artificialitatea.
Să bine totuși și un voluntar să vă arăt un câmp artificial și unul neartificial. Și puteți să spuneți dacă așa e, așa cred eu. Nu știu cum mă vedeți pe mine. Cine mai pe uite din spate acolo. Voi s-a întâmplat ceva. Și o doua tehnică asta o fac. Prima dată artificial, a doua oară, mai puțin artificial, da? Bună ziua, știți, am o problemă cu prietenul meu da. De câteva zile. Ce problemă, da? Nu știu, ești așa respingător. Respingător, da. Continuați, nici nu mai sună cum mă suna înainte și, nu știu, nici nu mă ascultă cum îmi doresc eu. Ok. Ați văzut că era artificial. Mi-e și greu să mai fac artificial pentru că în atâtea ani fac un an. Și acum o să încerc să fiu natural, autentic, bine? Mă ascult. Bună ziua. Am venit la dumneavoastră, am o problemă cu prietenul meu. De câteva zile nu ne mai înțelegem, evită să mă sune, să mă asculte problemele mele și nu știu ce să fac. Nu m-aș putea să... Sunteți îngrijorată? Da. Place, nu? Da. S-a întâmplat chestia asta? Nu, tocmai pentru că prima dată nu știu cum să reacționez. Doresc să-l ajut dacă are o problemă, nu doar să-mi spună, să vedem să găsim o cale de mijloc, dar... Nu, nici evită să vorbească. Da. Da. S-a întâmplat ceva? Nu, din punctul meu de vedere, să cel puțin eu nu știu să se întâmple ceva. Povestiți-mi unul despre relație, de când? Păi suntem împreună de un an și câteva luni. Tot a fost bine, am fost colegi de facultate. Deci ne cunoaștem de mult mai mult timp. Am început o relație pe finalul facultății și... Nu pot să fac președințele de situație, pentru că nu ne permite timp. Acum mustrăm în tehnici de prima ajutor. Ți s-a părut că am fost artificial acum a doua oară? Nu, prima dată. Da. Okay. Vouă vi s-a părut artificializate la mine? Nu? Sau momente? A fost un pic de 10 ani. Ok. Asta e din practică, dar sunt mulți oameni care învață tehnica asta și sunt foarte artificiale. Da? Cunosc profesorul foarte bun care câteodată sunt foarte artificiale. Domnul meu. Ok. Spațiu interpersonal. O chestie foarte, foarte importantă la părerea primul ajutor medical, paramedical și psihologic. Spațiu interpersonal. Aș vrea să vină un voluntar, dar tot așa vă numesc eu, că voi nu știu. Nu. Uite așa. De acolo. Ne apropiem unul de altul și când simți că sunt la o distanță, da? La care nu te simți confortabil cumva, față de mine, fac cu mâna așa să mă vezi bine. Sunt așa. Acum depinde de persoana respectivă. Vreau să mai vii tu. Da. A, nu, nu. Apropiați-vă și că tu simți că el e prea aproape, îl cunoști? Da. Bine? Colegi. Ok. Atunci las. Stai tu loc felul. Vreau tu loc și spune-mi ce vezi. Cold as ice. Deja e mult. Bine că nu m-am văzut nevastă. Ok, ce simți dacă sunt acolo?
Deja se activează, deci mi s-a încălcat, deja mi s-a încălcat spațiul. Cunoașteți conceptul ăsta? Da. Toată lumea? Da. Deja e spațiu, nu mai e spațiu personal, e spațiu la da? Ok. Deci dacă cunoașteți, spuneți-mi ca să nu-l fac chestii în plus, da? Ok. Știu că este și cu el? Ia tu de și tu. Lăsați-mi așa că, de la deci. Ei, încă mai mult, da? Încă mai aproape, da? Există diferență, deci e clar, da? Ei, când acordăm ultima psihologie medicală sau așa, psihologic, dar rămâneți că pentru voi doi. Okay. Foarte important. Și când punem mâna pe om, da? Când diverse chestii, trebuie să ținem cont foarte mult de chestia asta. Că și în hipnoză mi-a ales un lucru, dacă omul se simte inconfortabil, trebuie să vezi dacă se lasează, dacă nu știu ce. Mai ales dacă e vorba de un bărbat și o femeie, no. Sunt niște zone intime, sunt de la cultură la cultură. Sunt culturi care nu au probleme, se îmbrățișează, cum sunt italienii, se popa, se îmbrățișează străini, nici nu au probleme. Alte culturi, japonezi, eu știu, alte, no. Nordici sunt mai rezervați. Contează foarte mult să fiți conștienți de asta, nu? Și, într-adevăr, evitarea intruzivității, da? Nu suntem intruzivi, dar dacă omul e totuși la nivelul ăla, nu mai e om, pentru că e la nivel de afecte bazale, atunci putem fi intruzivi. Sau în viața, nu? E la genul de acolo. Suntem învățați la psihoterapie că dacă omul nu vrea, asta e. Nu-l ajuți. Ei. Dar omul câteodată nu are discernământ și nu știe că vrea. Eu sunt de părerea asta. Sunt și pro-internare obligatorie, chiar dacă mă lege s-a scos acum de cât nu. Pentru că e binele lui dacă el nu are discernământ. Dar sistemul medical românesc funcționează foarte, sistemul juridic. Pentru că foarte mulți ar trebui, nu au discernământ, nu e în general așa, neapărat. Dar sunt momente în care omul nu are discernământ și asta e. Ok.